Eurodeputatul pe USL Maria Grapini o pune la punct în plenul Parlamentului European de la Strasburg pe Cristin Legard. Iată ce a punctat în intervenția sa Grapini. Eu vin în rândul unei țări România intrate recent în Uniunea Europeană. Principala sarcină, așa cum s-a spus și aici, este stabilitatea prețurilor. Din păcate, cetățenii europeni au fost principalii afectați de pierderea puterii de cumpărare. Avem foarte mulți cetățeni săraci care nu mai au nici măcar de unde să-și cumpere pâine. Mai mult, inflația nu a fost ținută sub control. Trebuie să mergem la rezultate și asta înseamnă că politicile pe care le-ați aplicat nu au fost bune, a punctat în intervenția sa eurodeputatul Grapini. Totodată, Maria Grapini a cerut Cristinei Legard să spună concret cum se poate ajunge la o inflație de 2% în anul 2026. Potrivit eurodeputatului de umanist, deși au fost crize după crize, politica monetară nu a fost adoptată de provocările acestora. În aceste condiții, gradul de sărăcie a crescut în Uniunea Europeană, iar IMM-urile nu au avut acces la finanțarea necesară.